Timp de 3 zile sunt așteptați să participe la acțiunile organizate la Târgu Jiu oameni importanți de cultură. Sfârșitul lunii octombrie vom avea un mare prilej de sărbătoare, respectiv aniversarea 75 de ani de la inaugurarea ansamblului Calea Eroilor. La acțiunile organizate de autoritățile locale sunt invitați să participe toți gorjenii iubitori de frumos, dar în special de brâncuși. Cu toții să conștientizăm că este cu adevărat o sărbătoare pentru noi aici la Târgu Jiu. În ce zile va fi organizat? Manifestările vor debuta vineri, în 25 octombrie, iar deschiderea practic oficială, pentru că va fi și o conferință de lucru unde avem invitați de seamă, nume din experți în brâncușologie, experți în genul acesta de manifestări. Deschiderea oficială va fi în data de 26, deci sâmbătă 26 octombrie, la ora 10 dimineața, unde pot să vă spun în premieră că a confirmat participarea domnul prim-ministru Victor Ponta. Mâine în București, la Palatul Parlamentului, are loc un vernisaj la sala de expoziții Constantin Brâncuș, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România. Mâine la București, la Palatul Parlamentului, debutează o expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, filiara Gorj, condusă de domnul Vasile Fuiora. Și Centrul Municipal Constantin Brâncuș a organizat mai multe evenimente anul acesta pentru a mediatiza și mai mult operele lui Constantin Brâncuș.